Centrul Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud susține binele în cultură, tradiții și folclor la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine! Ziua bună! Centrul Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud susține binele în cultură, tradiții și folclor la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine! Bună seara și bună să vă fie inima! Am primit cu mare drag colindătorii de pe Valea Bârgăului. Sunt tineri care, ia uitați cât de frumos, promovează tradițiile și obiceiurile județului Bistrița Năsăud, mai exact de pe Valea Bârgăilor, pentru că nu spune că dacă eu mă trag de acolo pot să spun și că sunt cele mai frumoase obiceiuri, dar am umblat țara asta cât e în lung și în lat și n-am văzut pe nicăieri obiceiuri mai frumoase ca în județul Bistrița Năsăud și cred că acest lucru îl pot confirma și invitatele mele din platou, Maria Pavelian și Andreea Pavelian. Bine ați revenit la noi! Bună seara și bine te-am găsit!
Eu sunt foarte emoționată. Am intrat așa cumva în starea asta de sărbătoare și de Crăciun, știind că toți bârgăoanii mei dragi sunt alături de mine în această seară. M-am emoționat foarte tare și mi-e și drag să fiu cu oamenii de ai locului pe micile ecrane și să intru în casele celor mai faini oameni care ne urmăresc și ne ascultă și ne sunt alături în fiecare seară de miercuri. Și vă mulțumesc pentru acest lucru, pentru că pe parcursul acestui an ați fost alături de mine, alături de Radio de Bine. Dar nu este vorba despre noi, este vorba despre surorile frumoase și talentate, surorile Pavelean. Vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet că ați reușit să ajungeți în această seară, deși suntem în ajun de Crăciun, așa, în săptămâna Crăciunului. Da, în zile premergătoare. Da, premergătoare nașterii Mântuitorului. Bună seara, le spun și eu tuturor ascultătorilor, tuturor celor care ne urmăresc în această seară. Ne bucurăm, iată că am ajuns și în varianta surorilor, să spun așa. Da, pentru că mi-am dorit de foarte mult timp. Ne bucurăm mult că ne-ai invitat în formula asta și ne bucurăm că ne-ai invitat alături de Plaiurile Bârgăului. Cred că nici nu se putea să încheiem anul mai frumos de atât decât oamenii așa frumoși de pe Valea Bârgăului și atât de talentați. Exact. Îți mulțumim, Cristina. Să știi că prietenia și amintirile pe care le-am avut împreună fac această seară și mai emoționantă și noi nu putem decât să fim recunoscătoare pentru această invitație și sperăm că și telespectatorii o să guste din această seară la fel, da, cum o facem noi. Eu cred că și de asta sunt, de fapt fața mă trădează imediat, pentru că noi am crescut împreună, am copilărit, am fost mai mereu împreună pe drumul cântecului popular, am bătut țara asta în lung și în lat, exact, de foarte multe ori împreună și în ultima perioadă mai mult cu Andreea, pentru că tu, Maria, ai cam lipsit, așa că trebuie să recuperezi. Uite că mai emoționat și pe mine până la lacrimi, văd și în ochii tăi și... Da. Dar să știți, dragi telespectatori, cum să le spunem? Și telespectatori și ascultători, pentru că ne și vedem, ne și auzim, de la 1 decembrie suntem cu frecvență online, așa că exact cum îți dorește sufletul, poți să le spui. Exact, ascultătorilor și celor care urmăresc, sunt lacrimi de bucurie, asta putem, da, să vă asigurăm. De bucurie, de fericire, pentru că, uite, e și spiritul Crăciunului și cu toții în această perioadă ne dorim să devenim o versiune mai bună și să scoatem binele la înaintare, răul să rămână în acest an și binele să învingă și să intrăm cu bine în anul 2023. Eu o să vreau să luăm poveștile așa puțin din urmă, de când n-am mai povestit, uite, de exemplu cu Andreea, de când n-am mai vorbit cu tine, te-ai căsătorit. Ei, deci, o să vreau să n-am mai vorbit la radio așa în este, detaliu. Așa, așa că o să vreau cam de pe atunci să luăm poveștile și să afle ascultătorii și urmăritorii noștri cât de puțin așa despre voi, cât vreți voi să dați din casă. Eu nu oblig pe nimeni, eu doar vă pun în fața faptului împlinit și alegerea este a voastră dacă vreți să răspundeți sau nu. Deci, în afară de faptul că ai devenit doamna Măjerii, ce s-a mai întâmplat? Sau ai devenit sau ai rămas la numele de fată? Am rămas și la numele de fată, deci am păstrat și Pavelean, dar și Măjeri. Deci ca să înțelegeți, că... artista din ea. Și-a spus cuvântul, da. Lumea ne știe așa împreună ca și surorile Pavelean și este important și pentru noi și pentru publicul nostru să ne recunoască și de aceea am luat această hotărâre. Să rămâi și cu numele de fată. Așa. Mie mi se pare foarte drăguț acest lucru. De fapt și eu am rămas la fel. Cred că exact. Și tu vrei la fel, Maria. Bineînțeles, îi spuneam tatălui că... Bine, dacă stau să mă gândesc pe viitor, i-aș pune și unuia dintre copiii mei Pavelean. Adică... E nume cu noroc. Da, și... având în vedere că în familie la noi nu mai sunt băieți care se poartă numele,
Mi-aș dori lucrul acesta. Acum să vedem dacă o să fie și acceptată propunerea mea. Cred că mai greu. Aici da. Cred că mai greu că orice bărbat își dorește sigur, ca și copiii sigur. Lui să îi poarte numele. Așa cu sigur, că... o să vedem. Așa, să vedem. Acolo îl traduci cumva, zici, uite, și al tău și al meu, măcar. Succes! Andreea, da. Cred că e prea devreme să te întreb, dar îți dorești copii în viitorul foarte apropiat? Da, ne dorim amândoi copii, dar deocamdată mai așteptăm, mai amânăm un pic momentul, pentru că încă sunt în ultimul an de facultate. Este un an greu, cu licență, cu un rezidențiat care urmează. Viitoare atunci... doamnă doctor, pentru cei care n-au reținut acest lucru. Da, și atunci așteptăm cu drag momentul când o să vină, dar deocamdată avem, nu, copiii sunt o prioritate mereu și o bucurie, dar așteptăm ca lucrurile să se așeze un pic. Nu știu, te-ai gândit deja la o specializare pe ce o să mergi? Da, m-am gândit și mi-aș dori foarte mult ca specializarea să fie ortodonția. Doamne ajută ca la examenul de rezidențiat nota să fie corespunzătoare acestei specializări. Cât mai mare. Da, așa este. Cam printre primele note trebuie să fie acestea pentru a intra, dar tot timpul am fost norocoasă și Dumnezeu a fost alături de mine. Și sper că așa să fie în continuare. Și cum se împacă muzica cu facultatea pe care urmează să o termin? Aș spune prima dată greu, pentru că așa a fost în acești ani de facultate. Nu pot să zic că am reușit să mă dedic întru totul muzicii, pentru că n-a fost așa. Dar sper că după ce o să termin, să am timpul necesar să mă ocup mai mult de partea aceasta artistică. Dar cumva... și muzica și medicina dentară au același scop, a face oamenii să zâmbească și să se bucure. Și scopul tău este... este același. Deci ambele da. Meserii, să zicem, o să aibă același scop. Și pentru mine mă bucură foarte mult pentru că îmi plac oamenii să fie bucuroși și la fel cum sunt și eu, cu inima deschisă în fața tuturor. Mai pe scurt, orice ar fi... sunteți pe mâini bune. Când ați exact. Întâlnit-o pe Andreea, să știți că sunteți pe mâini bune. Maria, uite, trec așa de la una la alta. Noi ne-am mai văzut de curând de la Radio de Bine, încă de pe atunci am spus că îmi doresc să vă am pe amândouă în platou. Ce ai mai făcut? Cu ce te-ai mai ocupat? Ce s-a întâmplat frumos în viața ta de când nu ne-am mai văzut? Acum, dacă stau bine să mă gândesc, uite că nu știu dacă le-am luat în ultima perioadă cronologic, să spun ce s-a întâmplat. Mi s-au întâmplat foarte multe lucruri frumoase în viața mea. Eu am cam văzut așa, dar vreau să le spui tu oamenilor. Uite, un eveniment frumos a fost nunta Andrei, după care, încă din aprilie, m-am pregătit pentru conservator. Pot să spun așa, m-am întors la marea mea dragoste, muzica. Bun, și sunt curioasă cum faci față, pentru că tu până acum n-ai avut contact deloc cu muzica, adică cine spune că e ușoară, nu este. O putem asemăna cu matematica, exact. Pentru că e foarte multă teorie și dacă nu ai niște baze foarte bine stabilite încă da, de micuță, e foarte greu să ții pasul cu ceilalți care sunt deja acolo studenți la Academia de Muzică. Pentru că, ce-i drept, acolo vin tineri care au făcut o școală generală la un liceu de muzică exact. Sau au terminat chiar și liceul. Deci 12 practic, da, da. Și e foarte greu să recuperezi. Și să recuperezi. Sunt întru totul de acord cu ce ai spus tu. M-am gândit că o să fie greu. Încă n-am ajuns la sesiune. Abia la sfârșitul lunii ianuarie o să o am. Dar să știi că pe partea de cântat pot să spun că m-am pliat foarte bine. Acum, teorie, solfegiu, dicteu. Acolo cred că fiecare are o mică problemă, oricât da. De bun ai fi exact. Și din liceu tot întâmpin, pentru că e o diferență grozavă de la ce faci în liceu cu ce faci în facultate. Adică ei au alte așteptări. Sigur, sigur. Dar nu știu cum să spun. Am un sentiment apart și atât de mult mă bucur că
am început o altă facultate după atâția ani, pentru că absorb așa ca un burete tot ce se întâmplă acolo. Atâta de mă bucur enorm. Cumva te simți iarăși la 20 de ani? Da. Când abia... Tot timpul m-am simțit tânără și... Și suntem încă tine, cei drept. Dar... Eu sunt pe acolo, pe la... Da, așa, câțiva ani în urmă. Da. Dar este o bucurie aparte că fac conservator și fac ceea ce îmi place și mă axez pe adică ești acesta. Foarte serioasă și te dedici foarte mult exact, acestei facultăți. Exact, ar trebui să mă dedic și mai mult, dar luna asta a fost, știi, și pentru tine cu colindat, cu cântări, cu... Dar da. Uite, ce noroc că ne înțeleg și ei, pentru că odată ce te-ai dus acolo e clar că... Vrei să faci această facultate pentru că scopul tău e să rămâi în acest Sigur. Domeniu și atunci sunt și ei mai înțelegători. Și voiam să zic, gândește-te de Cristina, cum este în apartamentul nostru la Cluj? O studentă la medicină și una la muzică. Deci gândește-te că Maria te pregătește pe tine pentru o altă facultate. E da, cu un scop e posibil, la Cluj. Posibil, și, iarăși gândește-te că amândouă luăm cursuri de pian și nu știm care să... Adică... E ceartă cine pe, să prindă pe la studiu. Da, da. Așa, cum spuneam de acolo, în cronologic. După ce am intrat în conservator, cumva mi s-a deschis inima și calea înspre ansamblu Icoane. S-au aliniat planetele. Și de prima dată când am fost la repetiții, eu m-am simțit parcă de acolo. Și am zis, eu trebuie să intru aici. Bineînțeles că prima oportunitate care mi s-a dat n-a fost chiar cea mai bună pentru mine. Mi s-a spus că nu sunt pregătită, mi-am însușit foarte bine repertoriul, dar nu sunt pregătită anul acesta pentru concertele de iarnă. Să stau aproape, dar nu eram, într-adevăr. Aveam foarte mari emoții, îmi puneam atenția înspre mine, nu înspre ceea înspre ce trebuie ceea să cânt și da. Ceea ce trebuie să iasă bine, înspre cântecele tradiționale. Din, da, pentru că e un grup și de fapt acolo nu mai e vorba doar despre tine, e vorba de o muncă în echipă. Sigur. Și atunci trebuia să te axezi pe cu totul altceva. Și da, trebuie susținere din partea tuturor. Ei, a venit a doua oportunitate... La două zile distanță. La două zile să distanță. Să completăm. Și nici nu mi-am făcut, cum să spun, nici nu mi-am făcut probleme din cauza, am un lapsus, din cauza ceea ce a spus profesoara. Și a zis, eu trebuie să intru aici. Și am studiat partiturile și așa a fost. Adică când a sosit rândul meu la ascultare, a rămas... Deja i-a venit și a dat seama cât de mult îți dorești să fii acolo. Și a zis, ce s-a întâmplat? Păi zic că am studiat mai mult și iată că îmi doresc mult să intru și se vede. Rezultatele. Da, și uite că am avut marea bucurie de a fi în concert cu ansamblu Icoane și alături de maestrul Bocșa, alături de maestru... Ovidiu Barteș. Da. Anul ăsta au fost mai puține concerte și la ei. Da. Nu mai au evenimentele pe care le aveau înainte de pandemie. Cred că asta a stopat. Valoarea lor a rămas aceeași, doar că unii oameni au alte concepții și adică preferă să facă lucruri ieftine decât să aibă pe scenă într-un mini recital un grup precum Icoane. Sigur, acum sperăm că pe viitor o să se îmbunătățească. Cu siguranță așa o să da. Fie. Uite că sunt, avem și pe Natalia Spânul la Cluj. Este și studentă, și prof, și face parte și din grupul Icoane. Deci avem reprezentanți de cinste pe la Academia da, de Muzică. Sunt niște profesori extraordinari. Dacă ne urmăresc, îi salutăm. Bun, și de la după ce ai ajuns la Icoane,
ai început să mergi cu ei prin concerte, din ce am văzut așa, puțin. Da, două concerte, da. Ați prins. La Trelia nu am reușit să ajung. Sunt niște emoții aparte. Eu le-am asociat cu mersul la o slujbă, unde îți place ție cel mai mult să mergi, zic eu, la o mănăstire, pentru că mie asta îmi place, și când îți place și predica, când totul se... când simți senzația aceea de ușurare, ca și poate că mai concret, după ce ai ieșit de la spovedit. Da, da. Deci asta e senzația. Cred că e cel mai bun exemplu, pentru că, uite, sunt foarte mulți care merg la biserică, dar sau la o mănăstire unde le place lor foarte mult, însă nu se simt la fel de conectați cum te simți tu. Dar cred că după spovedanie cu toții și cu sufletul împăcat și simțim că am făcut ceea ce a trebuit și că ne-am luat piatra de pe suflet. Bine, poate unii au păcate mai mari, pe alții au păcate mai mici, dar acum, până la urmă, și cele mici tot grele sunt pe suflet, că ne apasă. Suntem în perioada postului. A fost o perioadă foarte aglomerată. Pe unde v-au purtat colindele? Pe unde ați colindat? Am colindat și pe la biserici, ceea ce pe noi ne bucură foarte mult. Și cred că în perioada aceasta mai mult prin biserici, da, așa cum este și perioada postului mare, da. Dar am adus bucurie și în alte părți, să zicem, nu doar la biserică, pentru că toată lumea se bucură în această perioadă de colinde. Și cel mai mult ne bucură pe noi această perioadă, pentru că luna decembrie pentru mine este specială. Și la fel... O să vreau să ne și spui de ce este atât de specială luna decembrie. Pot să vă spun eu. Este specială pentru că este ziua ei în 13 decembrie. Sau a fost ziua ei în 13 decembrie. Atunci, în luna decembrie, suntem într-o sărbătoare continuă. Și Sfântul Andrei la sfârșitul lunii noiembrie, deci... După cum vă spuneam. Deci, da, ești dintr-o sărbătoare în alta. Așa este. Bineînțeles, și solicitarea este destul de mare, dar bucuria contracarează. Și atunci... Exact. Cred că pentru toți interpreții, pentru toți artiștii este la fel. Da, da. Și acum, perioada asta, înainte de sărbătorile de iarnă, este o perioadă foarte agitată, foarte aglomerată, foarte încărcată. Toți sunt pe drumuri, toți colindă, pe unde sunt invitați, concerte, uite, pe la biserică, prin diferite comune, prin diferite orașe. Dar vine seara de Crăciun și lucrurile se așează atât de frumos în sânul familiei. Și cred că atunci e cel mai frumos moment pe care ei, din tot anul, cel mai frumos moment pe care ei pot să-l petreacă alături de familie, în sânul familiei. Și probabil că asta nu e doar la artiști, pentru că mai sunt foarte mulți alții care lucrează în deplasare și la fel de greu este și pentru ei. Dar uite, pentru că am vorbit iarăși, ne-am reîntors la seara Crăciunului, zic să urmărim încă un moment frumos oferit de ansamblul Plaiurile Bârgăului. Au venit și cu urări, să știți, n-au venit doar cu colindă și sunt urări frumoase, urări tradiționale de pe Valea Bârgăului, pe care ei le-au adus în dar pentru dumneavoastră, cei care ne urmăriți și ne sunteți alături, așa că vă invit să îi urmăriți cu mare, mare atenție și cu mare, mare drag. Gospodar și scumpă gazdă, ia poftiți-vă la fereastră și priviți la brazda noastră și-o tragem în jur la casă. Priviți brazda dacă vreți, dacă nu, pe-ai mei băieți. Tăți înalți și sprâncenați, trupuri înalte, subțurele, parcă strasă pe ninele. Puneți mâna, măi flăcăi, pe ghișe și zurgalei,
și strigați cu teții! Și-am venit în astă sare, cum e obiceiul iară. Cum să fac să nu greșesc, cum plug mare boieresc, cum plug mare trage boi, și-l mânau vreo 8 feșuri. Cum plug mare trage iepe, și-l mânau vreo 7 fete. Dau țineau cornile, dau țineau iepile, dau țineau gișile, iar a 7-a copiliță și se cunoștea pe țâță că de la fișori guriță. Șase în față tătarau, iar a 7-a semăna doar sămânță de lalea să înflorească dragostea. Ia mai mânați, măi, flăcăi, și strigați cu teții! E Crăciun vouă, țărani, vă dorim 80 de ani! Viție mândră, sănătoasă, pui și cloșe norocoase, mai presus, femei frumoase. Să aveți noroc la oi, vite mândre și la boi. Dă-și-vă și erodul, să vă umpleți cu grâu podul. La babe, rușu parfum, la moșneaci, bagău, tutun. La bețul dori lăchie, la zgârșiți îndătorie. La și proști, un gram de minte. Iar nouă pentru urare, să ne dai la fiecare, cu o traistă de călășei ca la Gana Galilei. Puneți mâna, măi, flăcăi, pe bișe și zurgălăi și strigați cu tățul. La data porcul o vândut, colat și-o mâncat mult. Și loghea porc în pod, o suit-o în jițel mort. Și-o cu niște găluștele, cât capul de mititele. Dacă mi-au dat cu una în cap, m-a trezit după dulap. Dar nu mi-era de cap, că era de cușma din cap. Că cele de miere țărcane când tata s-a însurat, cu 200 de cele de mâță de când mama sugea țâțe. Dar puneți mâna, măi, flăcăi, pe gișe și zurgălăi și strigați cu tății. Dar noi suntem 10 plugari, tăți din omii gospodari. Unu ură, altul fură, doi cotrovălesc prin șură. Trei tras crofa de ureți, doi la bucea cu cureți. Unul strigă în pot ca țapul că și-o spardă în grinde capul. Iar eu mai hoțoman, prin găina de gâltan și-o bag iute sub suman. Dar puneți mâna, mă, flăcăi, pe dișe și zurgalei și strigați cu tății. Dar noi nu suntem de aici, de Colea. Noi suntem vinili de departe și ne-o umplu păduci în spate. Când bag mâna după cap, scot un păduce cât un țap. Și îl trag în bătătură să scot din el untură. Untura-i bună de leac, de un sfetile pe cap. Și fișorii sunt mustață, să le poată strânge în brațe. Ia-mi până dimineață, ia mai strigat cu tății mei! Și gazdă sănătoasă, să primești colinda noastră. Și la noi, și la vreo doi, mai vârtos de la Hristos. Dumnezeu vă dăruiască, umplu cu 4 boi și 8 pogoniși ca noi. Pogoniși de pe câmpcie, voi îngrași de câte omnie. Pogoniși mai mititei, voi îngrași mai tinerei. Și să aveți mare folos de nașterea lui Hristos. Ia mai mânați, măi, flăcăi, și strigați cu tot. Hey! Hey! Eu, George și Nicolae, dacă am văzut că nu te trai, am încălcat pe un câineșciop și-am luat-o la galop. Și-am luat-o piste sate să găsim fete bogate. Bune, bune, nici ce vre, și ele faine enorme vre. Numai șelea mai ciurmulite cu cămeșile cârcite. Și-am ajuns la o casă mare, care nici ferești nu are. Și când am intrat în tindă, mi-a picat un jup din grindă. Și când am intrat în casă, sticla era pusă pe masă. Lângă ea și pe rele, să încină gază cu ele. Ia mai mânați, măi, flăcăi, strigați cu tății. Hey! Hey! Dumnezeule prea bun, dă-ne nou un an mai bun. Pe pământul păcătos,
pașii a Domnului Hristos și înfrățiți la primăvară, se ieșim cu plugul iară și cu oile pe lungi, bucurie pentru prunci. Lasă, Doamne, soarele să ardă ogoarele, să înflorească mugurii, să rodească strugurii. Pune, Doamne, pe ogoare tot un fluture și o floare și întrai stăla și sărași un cârnat și doi colași. Ia mai mânați, băi, flăcăi și pușcați din vișe, măi, să-ți audă mulții, băi! La mulți, la mulți ani! La anul și la mulți ani, cârnațul nu l-avem la radio de bine, n-am tăiat porcul aici, dar colacul și prăjitura nu a lipsit niciodată când a venit vorba de colindători. Noi am fost foarte pregătiți pentru că ne-au ajutat prietenii noștri de la Merigo cu cele mai alese bucate. Mulțumim tare mult pentru urare. Uite, avem și ceai cald, avem și aceste ornamente pe masă. Păi zici că suntem în seara de colindat și stăm la o poveste, uite așa ne-am întâlnit ca între fete. Exact. La o bârfă. Da, dar nu știu dacă putem să-i spunem așa, că avem niște discuții foarte frumoase, relaxante. Da, vorba și... bine bârfă, pentru că noi acum vorbim așa despre noi, nu despre alții. Ne bucurăm că avem ce echipă frumoasă, ce ansamblu frumos și cât de frumos au ne-au pus așa pe tavă sufletele lor prin plugușoare, prin colinde, prin tot ceea ce fac. Eu vreau să-l felicit pe coordonatorul grupului, Valentin Ciurea, cel care este și instructor de dansuri, dar uite că a atras cumva tineretul înspre el, înspre cultură, înspre folclor, înspre tradiții, înspre tot ceea ce este frumos. Bineînțeles, îl salutăm afară. Afară și mulțumim pentru că este alături de noi. Mulțumim și îi mulțumesc personal și lui Florin Sas, care are o orchestră extraordinară. Tot așa ca și Vali, se ocupă de fiecare în parte și sigur ai auzit și tu ce lucruri frumoase faci acolo. Da, le mulțumim din suflet pentru că se implică atât de mult și își doresc să facă lucruri frumoase. Uite, noi ne-am apropiat de finalul primei părți a emisiunii. Nu știu cum se face, dar a trecut atât de repede. O să vreau să încheiem prima parte a emisiunii cu colindă. Și de data aceasta vă pun, fetelor, la colindat, pentru că, deci ca să vedeți că pot să fiu și rea, adică nu v-am dat ceaiul degeaba. Exact. Așa că zic să ne colindați, iar mai apoi urmează scurtă pauză de publicitate și revenim alături de dumneavoastră. Până atunci vă colindă surorile Maria și Andreea Pavelean. Scoală-te, gazda aleasă, la mulți ani.
să-i daie gaz din noroc. La mulți ani cu bine, scoală-și slujnișile. La mulți ani cu bine, să măture curțile. Crăciun, la mulți ani cu bine, cu-n mădura de păr nou, la mulți ani cu bine, să ajungeți și anul nou. Bine, la anul la și la mulți ani. Iată că, dragii noștri, se mai întâmplă și lucruri amuzante. Pentru că fetele se amuzau de mine, fiindcă pe mine nu mă mai lăsa tusea. Și culmea culmilor că acum am luat tusea și mai rău. Dar te-am văzut zâmbind, râdeai și tu de... Râdeam de situația în sine, pentru că zic, uite-mă cum mai ia bine, nu m-a luat tuse așa că a venit ea de la sine. Eu sunt și foarte răcită în perioada aceasta și sunt foarte vitează de a ține emisiuni și de a nu mă lăsa. Uite, am stricat momentul vostru, dar n-a fost cu intenție și cei de acasă care ne urmăresc și ne sunt alături, cu siguranță o să înțeleagă acest moment. Oamenii chiar apreciază că ești în fața lor și încerci să le aduci un moment foarte frumos, da. Și reușești să faci. Dar trebuie să mai treci și prin astfel de momente. Dar ce vreau să spun este că este exact ca la colindat. Da. Știi când spune unul din gașcă ceva... Și ceilalți râd și se opresc din colindat. Deci așa eram și noi când mergeam la colindat. Da. La ușă așa se întâmplă. Uite, hai ca să rămână urmăritorii noștri și ascultătorii noștri cu colinda proaspătă în memorie. Luăm pauză de publicitate și revenim. Până atunci îmi trece tusea. Sărbătorile de iarnă, cofetăria gelateria artizanală Merigo vă pregătește platouri cu prăjituri asortate și delicioase torturi aniversare, preparate cu ingrediente de calitate, atent alese, proaspete întotdeauna și respectând rețete tradiționale sau moderne. Detalii și comenzi până pe 20 decembrie la telefon 0732 016434 sau la cofetăria gelateria Merigo din Bistrița, pe Bulevardul Republicii numărul 2. De sărbătorile astea alege Merigo. Arome distinse, una câte una. Societatea Frasinul susține binele pentru comunitate la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine. Institutul de Cercetare, Dezvoltare pentru Tehnologii și Echipamente de Protecția Mediului Bistrița susține binele în educație la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine!
Ne place să facem mâncarea ca pe la noi, prin Bistrița Năsăud. Dacă poftești la mâncarea copilăriei tale, din casa de la țară a bunicilor, să ne cauți. Ne găsești în Bistrița, pe pietonalul Liviu Rebreanu, la numărul 16. Comenzi și rezervări la telefon 0745 268 866. Restaurant țărănesc Casa Doamnelor. Mâncare țărănească ca la bunici. Virginia Linul, cea mai cunoscută creatoare de costume populare din țară, duce povestea mai departe. Vă așteptăm la Casa Costumului Popular Virginia Linul de la Salva, județul Bistrița-Năsăud, cu cele mai frumoase costume populare pentru femei, bărbați și copii, dar și noutății din linia tradițională. Îmbracă-te tradițional, fii popular! Urmărește emisiunea Meșter de 10, realizată de Virginia Linul, în fiecare dată de 10 a lunii, la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine. Centrul Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud susține binele în cultură, tradiții și folclor la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine. Ziua bună, oameni buni! Cristi Chiriac de la Iarba Fiarelor vă invită pe playhappycinema.ro să urmăriți istoria povestită a unei comunități din Transilvania, filmul documentar. Estera Rodile, instructor de fitness, aerobic și antrenor personal, te provoacă să ai grijă de sănătatea ta printr-un antrenament adecvat pentru corpul mult visat. Poți opta pentru o clasă de funcțional training, tabata, taibo, crossfit sau antrenamente personalizate. Unde? La sala de sport Adam și Eva Fitness Center de pe calea Moldovei numărul 55 din Bistrița. Informații la telefon 0739 669 176. Estera Rodile, fiecare zi este o nouă oportunitate de a deveni mai bun decât ai fost. Societatea Miss Group susține binele în educație la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine. Ziua bună, oameni buni! Cristi Chiriac de la Iarba Fiarelor vă invită pe playhappycinema.ro să urmăriți istoria povestită a unei comunități din Transilvania. Și anume, Și eu, Dorhei, filmul documentar care povestește aventurile prin negura timpului a unei comunități din Transilvania, obișnuită ea de altfel, dar cu atât mai specială pentru că toate celelalte comunități se regăsesc în ea. Iar dacă vreți să dezlușiți aceste subtilități legate de materialul scris pentru Iarba Fiarelor, vă invit încă o dată pe playhappycinema.ro să urmăriți aventurile unei comunități din Transilvania de-a lungul timpului. Filmul documentar Și eu, Dorhei. Am revenit alături de dumneavoastră și dacă prima parte a emisiunii am început-o cu Colindă, zic să începem și a doua parte a emisiunii tot cu Colindă. Vreau să profit cât mai mult de oamenii ăștia faini și talentați care au venit în această seară la noi, la Radio de Bine, grupul de colindători Plaiurile Bârgăului, împreună cu invitatele mele de seamă, surorile Andreea și Maria Pavelian, așa că fetelor, noi mai primim o colindă frumoasă din partea voastră și apoi mai vorbim puțin. Dar până atunci, colindă! Răsună cerul, iar răsună și îngerii pletesc cu lună de lacrimi sfinte de fecioare. Că naște Maica-n această seară, se naște Fiul Dumnezeiesc și cele scrise se împlinesc, că pe Iisus Hristos. La marginea îndepărtată
poiată, venit în lume pruncul sfânt, să aducă pacea pe pământ. Pentru tot frigul ce-ai răbdat și pentru răul ce ți-am dat, Iisuse, toate le-ai iertat, ca să scapi lumea de păcat. Iartă-ne, Iisuse Sfânt, și șterge răul pe pământ. Apleacă-te cu bunătate și iartă suflete închinate. Trimite pacea ta divină și fă din suflete grădină. Mulțumim pentru colindă. M-am bucurat tare mult să aud aceste colinde. Pe cât sunt de vechi, pe atât sunt de frumoase. Și cred că orice om care primește colindătorii în casele lor se bucură să mai audă și aceste colinde unicat, îmi place să le spun eu. Adică să nu auzi aceeași colindă care deja este colindată de toată lumea, este fredonată de toată lumea. Cred că și voi sunteți la sentimentul meu, adică așa cumva este, aveți exact pretenția aia de a veni cu colinde noi, pe cât de vechi, pe atât de noi. Exact, exact. Da. Apropo de colinde vechi, în ansamblu Icoane chiar facem colinde vechi și eu am rămas surprinsă cât de frumos sună, răsună colindându-le împreună. Pentru că sunteți un adevărat grup acolo și la colindat așa se mergea. În grup, nu de unul ceată singur. De colindători. Ceată de colindători, da. Uite, fetelor, eu vreau să vă întreb și să-mi răspundeți fiecare în parte. Ce înseamnă Crăciunul pentru voi? Pentru că am tot vorbit de această sărbătoare. Dar vreau să aflu și cum o simțiți voi. Crăciunul înseamnă iubire. Crăciunul înseamnă familie și înseamnă bucurie. Deci ăsta e cuvântul care le îmbină pe toate. Bucurie. Ne bucurăm de nașterea Domnului și de oamenii pe care îi avem alături, sărbătorind această mare, mare praznic. Sărbătorind și acest mare praznic. Abia de Crăciun îți dai seama ce oameni frumoși ai lângă tine, atunci când îi vezi pe toți în jurul mesei. Așa este. Pentru uite, că această sărbătoare ne-a adus și pe noi aici, alături de tine. Și uite ce oameni frumoși am în jurul meu la masă. Așa este. La masa ta de Crăciun avem onoarea să fim și noi în această seară. Maria, la tine ce înseamnă sărbătoarea Crăciunului? Pentru tine ce înseamnă sărbătoarea Crăciunului? Eu cred că pentru fiecare ar trebui să însemne Iisus Hristos a născut, a venit în lume să ne mântuiască. Asta ar trebui să însemne sărbătoarea Crăciunului și, bineînțeles, sărbătorind bucuria venirii Mântuitorului în lume, ne adună. Asta, practic, sărbătorim în această perioadă. Adică nu e despre joc, despre voie bună, despre pușca din degete. Este, dar de bucurie, dar să știm de esența, bucurie, să da, știm... Adică să faci toate aceste lucruri gândindu-te la ceea ce se întâmplă, de fapt, în sigur, această perioadă.
pentru ce te petreci, ce sigur sărbătorești. Sigur. Și să avem asta în suflet, bineînțeles. Da, da. Dacă toate le facem cu acest gând în suflet, spun asta pentru că ar trebui să fim mai conștienți în perioada asta și să ne gândim mai mult, dar nu numai în perioada aceasta. Ce se întâmplă nou în viețile voastre, pe plan profesional vorbind? Ați avut colaborări frumoase până acum, cel puțin s-au văzut în perioada postului Crăciunului, pentru că voi ați adus în fața celor care vă iubesc colinde frumoase. Și Maria, cred că tu mai pregătești ceva surprize pentru urmăritorii tăi. Da, mai pregătesc. Chiar ieri am filmat cu Andrei Vrăsmaș un cântec de Crăciun foarte drag mie, care mi s-a lipit așa de suflet. Am avut o atmosferă de Crăciun, de pace, de... am avut patru îngerași extraordinari. Am pus story-uri, cei care ne urmăresc pot să intre la mine pe pagină și să vadă. A fost mirific, chiar m-am simțit, să zic așa, este mult spus, m-am simțit în cer, dar cred că bucuria din cer este de nenumărate ori mai mare decât ceea ce am simțit eu aseară. Și bineînțeles, să invităm să asculte, să ne asculte, să ne și critique, pentru că criticile sunt constructive, da, știm asta. Și o las în continuare pe Andreea să ne spună despre colaborarea noastră. Da, ați avut o colaborare frumoasă, cel puțin eu am ascultat cu mare, mare drag și am mai dat o dată pe repeat pentru că mi-a plăcut tare mult. Așa este. Am înregistrat două colinde împreună cu arhidiaconul Vlad Roșu și a fost o mare, mare bucurie pentru noi să ne întâlnim cu un om atât de frumos cum este el, să-și dorească o colaborare cu noi pe partea de colinde. Noi am mai avut o colaborare și pe pricesne. Dar urmează, asta încercam să spun că o să mai avem și colaborări și în postul mare. Așa este. Deci urmează. O colaborare de suflet, aș spune eu, cu colinde frumoase, pe care abia am așteptat să le aducem în fața urmăritorilor noștri. Și sperăm ca în continuare să fie la fel de bine primite ca și aceste colinde. Cu siguranță o să fie. Voi ați mai avut pricesne la un moment dat, tot așa cred că în colaborare cu un cor. Da, 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 cu un grup de teologi de la, da, de la Cluj. Încercăm anul acesta, credem noi că o să scoatem albumul în postul mare. De-abia așteptăm. Mult să vi-l prezentăm. Mult succes! Aveți, uite, vă așteptăm la noi la Radio de Bine. Sigur, putem face lansarea aici. Să da, facem lansarea aici, dar ar fi o mare bucurie și pentru noi. Trecem de perioada Crăciunului. Ce vreți să faceți? Și cu ce gânduri intrați în noul an? Ne dorim foarte mult să ne promovăm, să venim în fața publicului ca și surorile Maria și Andreea Pavelian. Noi am mai mers. Să continuăm proiectul cumva. Așa este. Am observat că lumea ne apreciază foarte mult în această formulă și ne dorim să evoluăm la fel în această formulă. Ce drept că vă completați foarte bine una pe alta și dați bine pe sticlă. Eram foarte atentă în timp ce ați colindat, mă uitam așa pe ecran și vedeam cât de bine se vede voi două ca și surori, ca și imagine foarte, foarte drăguț se vede și cred că ar fi foarte bine și pentru voi acest proiect să-l continuați și să încercați să-l promovați cât mai mult. Sigur. V-ați gândit și la un cântec, un duet, ceva? Le avem pregătit. Deci totul pregătit. Deci ca să vă dați seama că ele nu vor să spună nimic, eu trebuie să tot trag de limbă ca ele să sunt modeste, pentru că așa sunt vârgăoanilor, nu le place să se laude. Ei tac și fac. Mulțumim, Cristina, pentru apreciere. Ne bucurăm că ai observat și tu, să zic așa, asemănările dintre noi și cred că contează
într-o mare măsură, că tot ceea ce facem, facem cu sufletul, încercăm să facem tot ceea ce facem cu sufletul și cred că asta se vede și se simte. Uite, pentru că am vorbit despre acest proiect, până la următorul moment pe care noi îl pregătim, pentru cei care ne urmăresc, apropo, vreau să vă și salut și să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți, pentru că ne sunteți alături și pentru că ne lăsați și gândurile dumneavoastră, dar vreau să vă provoc, pentru că în perioada Crăciunului, în perioada postului Crăciunului, nu e vorba numai despre colindă, pentru că e post de bucurie și atunci ce-ar fi, uite așa, să vă gândiți voi repede, repede, să-mi cântați o strofă dintr-un cântec în duet, ca să îi convingem pe oamenii ăștia că voi nu doar colindați frumos și cântați frumos. Ia să vă gândiți așa ceva repede, repede, ce vă trece prin minte ca să ne cântați. Așa că o să fiu și eu surprinsă. Eu aud, nu știu cât au zis dumneavoastră, dar o să vă placă. Și cred că bine, bine ghicesc, este un cântec chiar din repertoriul vostru. Așa, da? Da. Uite, vă ascultăm cu mare drag. Din căsuța noastră, dragă dorule, am plecat în lumea largă, dorule. Două surori, două flori, dorule, dragostea părinților mai dorule. Am luat drumuri neștiute și ne-am depărtat de munte și ne-am depărtat de munte. De valea Bârgăului și de vatra satului, și de vatra satului. Ce frumos! Uite, chiar este o seară așa pe sufletul meu, pentru că voi două sunteți tare faine. Tinerii care au venit în această seară să ne colinde, să ne spună urări. O să avem și jocul caprei. Păi, dacă tot vreau să vă duc în spiritul Crăciunului, păi să o fac până la capăt și să vă duc cât mai aproape, adică să vă pregătesc pentru seara de Crăciun, când dumneavoastră o să îi primiți pe cei mici cu colinda în casele dumneavoastră. Chiar, vreau să vă întreb, mai vin copiii la colindat? Mai vin copiii la colindat, da. Dar vreau să-ți spun că noi mergem la colindat an de an. Urma nu... să vă întreb, mi-ai luat-o înainte. Nu doar copii, așteptam nu doar să copii. Spui și vreau să te întreb, și după ce pleacă copiii, cine mai merge la colindat? Și ce este de apreciat la copii, că revenim, știu că vin la noi la colindat și atunci cumva se pregătesc. Exact. Nu putem merge acolo, că nu facem de rușine. O colindă cântată frumos, da. Nu râd la ușă, nu... Da, ceea ce noi apreciăm foarte mult. Mi s-a întâmplat și mie foarte da, mult. Da. Și de obicei copiii așa din jurul tău, din vecini, da, vin da. Foarte pregătiți, că ei știu că mergem acolo și ea cântă și nu putem așa să ne facem este, de rușine. Așa da. Este, sigur, da. Sigur. Noi îi încurajăm să vină și la fel să învețe colinde frumoase pentru a nu se pierde acest obicei. Da, cu siguranță trebuie susținuți acești copii și îndrumați înspre obiceiurile pe care noi le avem pe Valea Bârgăului. Uite, așa cum o face și Vali Ciurea, îi îndrumă pe acești tineri foarte talentați. Să crească frumos. Să crească frumos, exact. Și să-și cunoască obiceiurile, să-și cunoască costumul popular. Ce e foarte important. Da, ce mi se pare extraordinar este că el nu a uitat că a trecut prin aceleași etape. Da. Și bineînțeles că vrei să trăiască și ei exact ceea ce ai trăit tu.
aceleași emoții, aceleași, să zic, merg prin turnee, spectacole, să aibă și emoțiile acestor lucruri, să vadă și ei, cei care vor să continue aceste tradiții, obiceiuri, dansuri populare, să vadă și ei cum este mai... Uite, apropo de acest lucru, festivalurile sunt... sunt foarte bune pentru cei care au pornit pe acest drum, fiindcă te pregătești foarte bine și cumva te și provoacă să adâncești cunoștințele Sigur. Tale. Știu că voi nu prea ați frecventat festivalurile. Aveți vreun regret din această perspectivă? Sau, nu știu, v-ați gândit că e o perioadă numai bună de a începe de pe acum? Să știi că... Și în ediția trecută, când am fost la tine, am vorbit despre acest aspect. Am avut o frică și cred că mi s-a mai diminuat. Adică știu ce pot să ofer oamenilor și nu scot din calcul faptul, nu scot din faptul, din calcul ideea de a merge la, de a merge la concursuri. Și bine ar fi să faci acest lucru cât mai repede. Uite, mi-ar fi plăcut, de exemplu, să profiți de această ocazie acum când a fost festivalul Pana de Păună la Bistrița. Da. Iar cumva puteai să-ți dai o șansă să vezi dacă te regăsești și dacă poți să faci față a ceea ce urmează. Da, nu știu dacă neapărat poți să faci față sau nu. Nu știu dacă despre asta e vorba. Este vorba... La un moment dat, da. Adică probabil, dacă ajungi să... Depășești. Sau să te autodepășești. Atunci da, pentru că începe și un mare stres pe tine, fiindcă... Responsabilitate, probabil. Da. Îți dorești să... Cel puțin să te menții la fel de bun. Mm-hmm. Să nu te duci sub sau cel... Dacă se poate să mai urci o treaptă în fața oamenilor, în fața publicului, în fața juriului. Și atunci cumva îți dorești să fii tot mai bun și excluzi orice cădere sub acel fuștel de pe scară, i-aș spune eu. Da. Uite, deci... eu stau și ascult sfaturi. Și după, când vine momentul, am dat lovitura. Cumva și eu... Nu pot să zic că am avut o nesiguranță, pentru că nu mi-a fost frică de eșec neapărat, ci poate nu mi-a permis timpul. Da, așa, eu așa tind să cred la tine că... Da. E greu, adică să menții și muzica și medicina. Cumva aș fi avut încredere în mine, dar timpul nu mi-a permis să fiu acolo. Trebuie să te dedici întru totul festivalurilor, tot timpul să-l dedici înspre această direcție. Dar nu-i târziu niciodată. Da, chiar vroiam să te întreb dacă tu crezi că facultatea pe care o urmezi acum te-a tras cumva înapoi și n-ai reușit să faci mai multe decât ți-ai propus. Nu ar fi vorba că m-a tras înapoi, pentru că evoluția mea a fost foarte frumoasă pe parcursul acestor 6 ani de facultate. Și bineînțeles că totul te ajută să te dezvolți. Și pentru, din punct de vedere al încrederii în sine și al tot, te ajută să te dezvolți ca și om. Da. Și nu este timpul pierdut, de acum este timp. Urmează să termin facultatea și o să fie timp mai mult de dedicat muzicii. Uite, hai să dedicăm și noi timp pentru cei care au venit să ne colinde, să ne spună urăturile frumoase de pe Valea Bârgăului și au mai venit și cu jocul capre de pe Valea Bârgăului, așa că plaiurile Bârgăului pentru dumneavoastră. Atențiune! E frunză verde de mărar, bună seara, gospodar! Copcini și cuițari, cu căciula pe urece, pusă după moda vece. Că moda nouă de amu, mi-a făcut să o luăm la drum. Și mergând pe-n drum de costă, i-am oprit la dumneavoastră, să jucăm căprița noastră. Frunză verde, foi de far, trase-ți capre, fiste frag. Nu va una câte una, până vine tete turma.
foi ca socu, caprile se înșeapă jocu. Ei, ța, 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 capri, ța, ța. Ei, și cu lapte s-a făta. Ei, s-a făta pila creșun. Ei, și laptele mai bun. S-a făta pila istat. Ei, și laptele mai gras. Asta-i capra lui Ion. Ei, s-o învăța să beie rum. Ăsta-i țapul cel nebun ce mănâncă clăi de fân. Căpriță cu clopoțale, lasă capul la podele și ascultă vorbile mele. Ei, de când mama m-a făcut, ciobănia mi-a plăcut să mă plimb cu caprile pe tătie grădinile. Stați cu capul la podele, paște-ți colbugii pe ele. Greu-i cioban pe la noi, când bat vânturi și ninsori, ger de creapă cetrile, ce-ți fată caprile. Căprița de la apus, iar ridică capul sus, să te vadă ori și șine, că tu ai cănaș pe tine. 1, 2, 3. Astea-s capre din Bârgău, ei că-s vărache cu Bagău. Cu Bagău și cu Tărâță și au ochii ca la mâță. Ei și țâțele ca la vaș, ei și cornile ca la draș. Am avut capre mai multe, ei da, mi-o mânca lupul în munte. Ei numai două mi-o rămas și cu țapul frijelaș. Frunză verde lemn uscat, jocul nostru s-o găta. Am revenit alături de dumneavoastră, ne-am bucurat să vedem jocul caprelor de pe Valea Bârgăului. Doamne, cât de frumos a fost! Uite, a fost o seară cu de toate. Cu jocul caprei, cu plugușoare, cu colinde. Vine seara Crăciunului, vin copiii și ne colindă. Voi mergeți la colindat. Pe cine o să colindați anul acesta? Crezi că ne-am gândit cât, de cât mai multe lume colindăm. Bun, deci să mă pregătesc. Să te pregătești, vă aștept la colindat. Da, să te pregătești. Că tot ai adus vorba de colindă. Acum, cred că vreo 4 ani, ne-am strâns o gașcă de 32, cred că am fost în ultima casă. La 7 dimineața am ajuns în ultima casă, 32. Deci imaginează-ți zilul de ziua. Exact. Da. Imaginează-ți gazda că a fost puțin șocată să ne vadă pe atâția, nu mai știa în care parte să o ia, cu pe cine să servească. Grija prima mai mare dată era unde să vă pașeze pe toți. Sigur. Bineînțeles că la astfel de momente nu mai contează dacă ai scaun, adică stai și pe jos. Bineînțeles, noi nu aveam pretenția. Da. Ideea e să vestim venirea Domnului pe pământ și asta este bucuria supremă, să spun așa. Doamne, cât de frumos! Deci îmi și imaginez așa un... Pentru că
de la o anumită oră. Nu mai merg copiii la colindat. Merg deja oamenii cu familii. Merg de la o familie la alta. Colindă pe domnul primar. Colindă părintele satului. Se colindă prietenii de între ei. Familiile între ei. Și uite așa se adună. Tot câte doi, tot câte trei, tot câte patru, până când se ajunge la un număr atât de mare. Și încă un lucru de specificat și care mie mi-este tare drag, este că am mers tinerii cu cei de vârsta tatălui nostru. Cei din gașca tatălui nostru, pot să spun așa. Este, nu deci știu cum au să intrat spun. Ei în mintea voastră. Nu știu, cred că invers, că au niște glume și niște povești de mai mare dragoste să-i asculți. Și să stai acolo între ei. Noi da. Ne simțim atât de bine cu ei. Uai, ce mă bucur! Uite, vreau să îi rog pe tinerii de la ansamblul Plaiurile Bârgăului să se pregătească să ne mai colinde ceva în această seară, pentru că timpul a trecut atât de repede. Eu o să vreau să încheiem emisiunea din această seară și din acest an, din păcate, tot cu colindă, dar nu până să vă întreb... ce planuri aveți de Revelion, pe unde o să vă petreceți, pe unde o să vă găsească noul an? Eu m-am gândit anul acesta, nu doar anul acesta, de câțiva ani încoace, mă gândesc să mi-l petrec în tihnă și în liniște, mergând în noaptea de ani, în noaptea dintre ani, la singura slujbă de mulțumire de peste an. Am încercat să zic așa, renunț la acest obicei făcut de câțiva ani încoace, să mă duc să cânt în noapte de Revelion, dar nu se compară bucuria. Și atunci am ales să mă duc la biserică în noaptea dintre ani. Cât de frumos, așa Andrei. Este, eu o să fiu cu rugăciunea în suflet, dar o să fiu la o mică petrecere. La muzicanților așa le stă bine. La colindat, la petrecut pe alții. De fapt, ce să mai, asta e și meseria noastră. Trebuie să... Sigur. Dacă așa ne găsește situația de a cânta pentru alții și de a-i petrece pe alții... Noi și în același timp și pe noi. Și exact. În același timp și pe noi, da? Noi o facem cu mare drag. Mie... cumva îmi și place să mă petrec alături de... Bineînțeles. Și îmi place, nu neapărat că sunt plecată de acasă, pentru că mi-e drag să stau și acasă, că sunt cu familia, sunt cu piticii, sunt cu soțul, dar mi-e drag ca noul an să mă găsească între oameni. Da. Pentru că e o vorbă, știi cum te găsești în noul an, așa o să fii tot anul, adică dacă ești bine dispus, acolo unde ne este locul, supărările sigur. Te feresc și ești acolo. Dacă ești pe eveniment, la făcut de bani, așa o să fie tot anul, o să fii la evenimente, o să faci bani. Da, de da, fapt, da, asta da, e mare problemă, să facem bani, bani, bani. Toată lumea se plânge de bani. Cu ce gânduri în noul an? Doar cu gânduri de bine, că toți suntem la radio de bine. pentru că nu am motive să plec cu alte gânduri. S-au întâmplat prea multe lucruri frumoase în a doua jumătate a anului. Și da, cu gânduri de bine, sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce mi s-a întâmplat și mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceste lucruri frumoase în viața mea. Pentru anul viitor, noi sperăm ca începutul acesta al nostru, ca și surori, să evolueze frumos, iar pe partea, să zic, profesională, să mă ajute Dumnezeu, mă rog, ca la licență, la rezidențiat, totul să fie bine. Mult succes! În continuare, să rămânem în fața urmăritorilor noștri cu bine. Cu bine, cu foarte bine. Mult bine. Fetelor, vă mulțumesc din suflet că v-ați petrecut această seară alături de mine, la Radio de Bine. Așa, pe final de emisiune, vreau să o invit alături de mine și alături de noi pe prietena, pe colega mea, pe Iulia Stupinian, fiindcă este ultima emisiune din an și noi în acest an am avut o activitate frumoasă și am avut proiecte frumoase
o să mai avem și în următorul an, dar Iulia Stupinian vrea să vă spună câteva cuvinte așa pe final de an și să vă mulțumească. Iulia, bună seara și bine ai venit în emisiunea mea. Bună seara și bine a revenit, că și eu am ieșit dintr-un așa. Direct. Bună seara, fetelor. Bună seara, spune și noi, ne-am salutat și pe holul da. Acelui seriu minunat. Mai a trecut un an de zile. Îți vine a crede? Nu vine a crede. Nici mie. Și vreau pe această cale să le mulțumesc tuturor celor care deja sunt alături de Radio de Bine. A fost un an cu mari provocări, dar cu rezultate extraordinare. Una dintre cele mai mari bucurii mele este ceea ce se întâmplă acum. Să promovăm tradițiile și obiceiurile românești. Nu vă dați seama cât de mare bucurie este să văd plugușorul Capra aici și fetele astea talentate și faptul că ne ducem tradițiile mai departe și doar așa putem. Este unul dintre obiectivele radioului de bine, de a promova aceste tradiții cu care ne mândrim. Și vreau să mulțumesc oamenilor de la Radio de Bine. Să știți, dragilor, în spate a tot ceea ce vedeți este o muncă enormă, iar acești oameni care sunt deja alături de un an și de Radio de Bine își dau sufletul și tot profesionalismul lor pentru a aduce împreună în casele dumneavoastră ceea ce vedeți. Eu vă mulțumesc tuturor care ne oferiți încredere. Pentru mine a fost un an cu multe lecții și cu multe lucruri bune pe care le-am învățat. A fost un an greu, dar un an bun. Iar anul viitor știu că va fi un an de bine, cum ai spus și tu, de 1 decembrie. Un an de bine. Și să ne urmăriți în continuare online pe pagina noastră de Facebook Radio de Bine și ascultați Radio de Bine pe radiodebine.ro, acolo Play, unde difuzăm în această perioadă doar colinde românești. Aceasta este ultima emisiune din acest an. O să reluăm activitatea în data de 9 ianuarie pe partea de live-uri. Și vă mulțumesc tuturor, să știți că împreună facem bine. Avem și sloganul nou, ca să spunem așa, împreună, cu mic, cu mare, împreună facem bine într-o societate și într-o Românie care are nevoie de bine și facem acest lucru împreună cu dumneavoastră. Vă mulțumesc, mulțumesc, Cristina. Iulia, eu îți mulțumesc, uite cât te mai țin 2 secunde aici, da. Ca să le mulțumesc fetelor, acestor fete frumoase, pentru că ne-au trecut pragul căsuței noastre de bine în această seară, să le urăm împreună sărbători în liniște și pace alături de cei dragi, anul 2023 să vină cu reușite, cu succesuri multe pentru voi, să vă găsească la fel de talentate, la fel de sănătoase și de fericite și de împlinite și pe noi să ne găsească cu mai mult spor de muncă, aș zice, pentru că o să avem nevoie. O să avem nevoie, da. Uite, eu o să te rog să iei fetele și să le însoțești, să le însoțești afară, alături de ceilalți tineri care așteaptă să colinde, când eu îmi iau la revedere și apoi vin și eu și colindăm împreună. Uite, și eu vreau să-mi iau la revedere, sunt total de acord, iau fetele și, uite, ne așteaptă grupul de colindători. Vă mulțumesc încă o dată tuturor și că e final de an, vă doresc în numele echipei Radio de Bine, la mulți ani cu sănătate și la anul care vine să ne vedem cu bine. Acum vă las cu Cristina și stați... Ia, stai să ne mai spună și fetele două da. Vorbe, să nu le dăm afară așa din studio. Noi vrem să colindăm. Noi vrem să vă mulțumim printr-o urare tuturor Radio de Bine ascultătorilor și da. Să petreceți sfintele sărbători cu sănătate, pace și bucurie la mulți ani! La mulți ani! Mulțumim frumos! Vă mulțumim din suflet! Uite, vă mulțumesc și din partea celor care ne-au urmărit și ne-au fost alături în această seară. Vă mulțumesc și vouă, fetelor, pentru că ați trecut pragul casei noastre. Dragilor, încheiem emisiunea cu colindă frumoasă în interpretarea tinerilor talentați de pe Valea Bârgăului, tineri care fac parte din ansamblul Plaierile Bârgăului. Mulțumesc din suflet, Paul și Geta, pentru că
Iată, timp de un an și ceva ați stat în spatele camerelor și ați oferit emisiuni frumoase. Datorită vouă am reușit să aduc momente frumoase, obiceiuri, așa cum am făcut-o și în această seară și pe perioada sărbătorilor de iarnă. Am reușit să aduc în casele dumneavoastră frânturi din obiceiurile de iarnă. Vă mulțumesc din suflet dumneavoastră pentru că ne-ați fost alături, pentru că m-ați susținut și pentru că mi-ați transmis gândurile de bine și energia dumneavoastră. Să aveți o seară frumoasă, să aveți parte de sărbători binecuvântate, iar noul an să ne regăsească tot împreună. Doamne ajută! Centrul Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud susține binele în cultură, tradiții și folclor la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine! Ziua bună, oameni buni! Cristi Chiriac de la Iarba Fiarelor vă invită pe playhappycinema.ro să urmăriți istoria povestită a unei comunități din Transilvania. Și anume, Și eu dorhei filmul documentar care povestește
aventurile prin negura timpului a unei comunități din Transilvania, obișnuită ea de altfel, dar cu atât mai specială pentru că toate celelalte comunități se regăsesc în ea. Iar dacă vreți să dezlușiți aceste subtilități legate de materialul scris pentru Iarba Fiarelor, vă invit încă o dată pe playhappycinema.ro să urmăriți aventurile unei comunități din Transilvania de-a lungul timpului. Filmul documentar și eu, Dorfec.